Salutare și bine v-am regăsit la GTA Real Life. Te chem, întrebați. Pentru că m-ați disperat și pe Instagram și prin mesaje pe Facebook, pe tot ce m-ați mai găsit voi pe acolo, pe Hi5, pe Tinder, pe Badoo, pe toate reburile astea, rebure. M-ați disperat să postez și eu GTA, mă, că faci gura voastră. Și astăzi suntem cu Tanța. Ia uitați-o pe Tanța, ce bine e, de chem, întrebați. Îmbrăcat așa, frumos, ia uite, față de bărbățel. Vă anunț de acum, tânțica mea este o țigancă mahalajoaică. I-a murit bărbatul într-un accident de abator, bărbatul lucra la abator și a băgat mâna acolo într-o daia de tăiat porci și practic a rămas fără mână. Bine, n-a murit așa, că a mai trăit câțiva ani cu mâna ciungă. Da, da, a murit pe drum, l-a călcat mașina și na, a murit. În fine, Tanța a rămas cu un copil, deci practic acum face tot ce e nevoie ca să-și crească copilul cum se cuvine, practic. Tanța e puțin șchioapă, ca să observați, își târie așa un picior după ea. Ia uitați-o. Tânțica noastră, uite-o ce față frumoasă are. Ziceți voi că n-ați vrea să vă fie mamă. Ia uite, are și ceas la mână. Cea, mamă, ce față de bărbat i-am put. Minunat! Tanța, țiganca, dă chem, întrebați. Astăzi o să încercăm și noi să livrăm niște pizzuca așa de aia mai bună la oameni. Bine, pizza asta e mai stricată ea, că na, Tanța a ținut-o la cald. Deși pizza era caldă, dar ce credeți, o stricată, că eu întrebați. Înainte de toate, dacă vă place acest episod, bine, practic aia e, dacă nu vă place, nu vă place. Dar dacă vă place, dați-mi un like și băgați la story pe Instagram, bă băieți, bă, și dați-mi și mie tag pentru că vă dau repost la fiecare și poate cine știe, vă dau și un follow micuț acolo, vă dau și inimioară la post, dă chem, întrebați un alta. Deci, cu alte cuvinte minunate, să dăm drumul la episod pentru că Tanța oricum abia și târie piciorul la după ea. Nu uitați, Tanța este o țigancă care înjură exagerat de mult, deci dacă vă simțiți lezați sau jigniți de înjurăturile pe care Tanța o să le spună, asta e, n-ai chiar să faci. Hai, pupi iubi. Am schimbat-o și eu, pătănțica mea, am făcut-o frumoasă, am pus tocuri, am vopsit-o, mai două sânge, că avea un păr în ea de rugă. Practic, zici că era cordă. Ia să-l abordeze pe ăsta care e nerțon. Băiatul meu, nu vrei o apă? Nu. Dar nu vrei, ai băut apă? Deci, așa, stai. Băieții, vreți o apă, vreți o bere, ceva? Hai, pă, pleacă de aici, te-a pus. Mă linge mai împins de mai lovit cu mașina. Pă, pleacă, pă, la mă, dă-te în sânge să te bată, ce vorbești așa cu mine? Bă, da, te ești pula în gol. Nu vezi că n-ai nici pantofi în picioare, săracule? 2000? Pe 200. Hai, dă-te în slobos dacă nu vrei nimic, băiatul meu. Ce cap ai zis că ești pulă? Ăștia nu vor pizza. Deci, ți-am dat toți banii înapoi și a fost o confuzie, dar deci ok? Ia că poate e careva în magazin. Mi-am făcut și operație la picior între timp, ce dracu? Da, ce deci? Ți-am zis, dacă fac rost, te anunț, dar îmi cer scuze. Mă, gherțuilor, nu vreți mă o apă, o ceva? Ai, eu te vreau pe tine, vreau pe tine. Mă vrei pe mine, nebunule? Am copil acasă, lingea mai în pizdă. Ai, vrei să vii cu mine? Mă, dar de ce vorbești, mă, așa, linge mai în pizdă? Ia vino, mă. Ai, vii cu mine? Linge mă în pizdă. Păi dacă vii cu mine, o fac. Aolo, dă-te mă că e crizatul ăsta aici. Fă-te bag grav, fă-te bag grav. Mă suci, aolo. Bă, du-te la muncă, bă, du-te la ceșa. La pizdă, vreți să te pare public? Bă, dar nu vă las mă și voi ceva de încălțat, că să moară copilul meu, de nu? Sunteți prea urâți așa. Tu la buriță fac să moară mama. Îți fac una și la gât dacă vrei. Bă, bă, dar ai cancer, mă? Bă, ce mie, te rog frumos. Ești păcitostatic, spune, să moar. Stai, du-te, dracu, bă. Mă, de ce împingi o femeie? Au! Ia prinde asta. Aolo. Prinde și pe asta. Nu mai fiți proști, mă, mâncava și pula voastră, nu mai fiți așa proști. I-am dat la tibie. Nu mai fiți așa proști. Băi, ce faceți mai aici? Băi, ăsta cu costum. Aha, aha, te-a luat lingea mai în pizdă, dar nu te-a luat. Băi, costumatule, ce pula mea face aici? Ia pleacă-mă de aici. Ăsta-i pește. Te-a luat lingea mai în pizdă. Te grutei ulei, hai, mișcă.
Frățiorii, veniți puțin la bancă, vă rog. Negrutele, vezi că ai ieșit din Mexic, ce până faci? Din Mexic am ieșit, am venit direct mă, să mă înfic în tine. Mă, cancerosule, unde fugi, mă? Bă, taci din gură, fă, că iară te bat, iară te-au la o serie. Iar ai cancer, mă? Păi, ce te-o taci? Urât costum ai să mori, le-ai luat reduce, recunoaște băiatul meu, că știu că l-ai luat, din ghetouri de acolo, de la mine, de unde stau eu. Bun, ăsta e ușor că l-am luat din gunoi, l-am luat din ghetouri. Mai eu te cunosc pe tine de undeva. Tu ești alu Floarea, mă? Nu. Zi, mă, să mor în cancer, ești alu Floarea? Da, să mor în cancer, zi, nu-s alu Floarea. Știam eu că te cunosc. Petrică, nu? Da. Băi, te cunosc de când eram mic, ești nebun, sunt ca măta. Ești ca mama, mă, ca mea e pizza. Ca măta, curvă. Ca mama. Da, mai pe tine, pe. Nu, mă, mai înjura, spăla, mai. Hai să-ți dau, hai să-ți dau apă, să te mai îmbunezi. Apă. Am mai cumpărat de la tine. Aia. Bravo. Așa te vreau. Bate palma nebună. În gane am pulile. Sugea mai. Da, mai. Mă, verzuliule. Da, doamnă. Mă, să mor eu de nu spui. Tate, ce te-ai făcut, mă, verde în cap? Tu mă aleargă și pe mine poliția, una alta, mă. Mă bag acolo cu gazonul cu tot. Are gazon în cap. Tu ești mâncamea ăla de face minciu de cu gazonul în cap. Păi da, mă, dar și tu ești pe cancer, băiatul meu. Scuză-mă că zic. Asta e fiu. Da, mă, te-ai făcut frumos, să mor eu. Da, parcă nu verdele stau mâncați și pula ta. Tot mai frumos e costumul ăsta. Petrică! Frumos costum ai, mă. Mulțumesc frumos, să-mi pun amai și palidat și în picioare. Să ții, mă, băiatul meu, că răcești la ouțe și e păcat, că ai văzut ce zicea mă, tac. Când erai mic, ai avut probleme. Am avut probleme cu coițele. Aia zic, pupată și la coițe. Pupată și în pizdă, lângă ora pizdă. Hai că mă, să mai plimb pe aici, dar oricum frumos costum și helanca aia pe gât. E bine rău de tot, ești bărbat, hai, adevărat. Hai, fă, mă, să-mi pun fără în cap pentru tine, mâncați-o și du-te, mâncați-o și cu aile alea mici. Mă, negrule! Ce faci, mă? Mă, dar tu te urci în toate mașinile, ești bogat să mor în cancer. Este mașina mea, băi. Urâtă mașina-i. Spui că ești vechi. Auzi? Poate. Bună, băiatul meu. Să rămână. Urcă până la mine mașina. Aole, hai că urc. Ia zi, ce-i cu tine pe aici? Că nu te-am mai văzut. Ce să fie, mă, băiatul meu? Uite, am murit bărbatul meu ăsta. Să-l ierte Dumnezeu, da, am murit, asta e. Și am venit și eu, mai fac și eu un ban, că am și eu un copil acasă. Știi? Aole. Bine, nu e chiar așa copil, dar morții lui acolo, trebuie să-i dau și lui ceva să mănânci. Și am venit să mai fac și eu un ban, am luat și eu ce mai am prin casă, mai o făină, mai o, da. Am venit și eu să le vând acolo, băiatul meu, da. România aia n-a vrut. Arată mașina aia. Ți-a luat la bătaie, ce ți-a făcut? M-a luat să mor în cancer, de nu, mi-a zis, m-a jurat, nu mai zic. Dar tu ai bani, că te văd cu mașina asta, să moară băiatul meu, de nu, e bengoasă rău. Lasă, pe lângă asta. Și vrei să te chinui așa, să trăiești cu astăzi? Nu faci nimic ca să încerci să te chinui, să vin și să nu vezi nimic? Păi nu vreau, mă, băiatul meu, să mor în cancer, dar ce să fac, vremurile astea trele, deci după ce ușesc cu, bă, n-a mai fost nimic, înainte mai era cum mai e, dar acum nu mai. Și nu vrei să te băgăm să muciști altceva? Nu a, păi eu sunt și operată, nu cred că aș munci bine. De ce ești operată? Am avut roșu în gât, eram mai mică. Dar roșu rău de tot, deci știi cum? Numai roșu am văzut. Aoleu, cred că nasol a fost cu roșu la gât. A fost nasol să mor în cancer, de nu. Deci n-am văzut atâta roșu niciodată, că eu mă uitam cu oglinda în gâtul meu să văd dacă mai e roșeață. Da? Da, spune-mi așa, cam ce ai vrea tu să muncezi? Ce salariu? Ce să zic, stai așa puțin. Băi, dă-i drumul de aici.
Ne urmăriște gagiul ăsta. Uite, ne băgăm aici. Ne duc aici să stăm de vorbă. Așa. Deci, cum să zic eu? Pe profesor, ce mă mașină? Hai, copar aici, că aici e de încredere. Cine asta? Mă, dar voi sunteți îmbrăcați toți la fel, să mor în cancer de nuci, că sunteți frați. Păi suntem frați. Sunteți frați toți? Toți. Cine asta, frățioră? Păi tu ești alb, ăsta cu verde, ăsta e alb. Voi sunteți negri. Păi ăsta e înfiat și de aia. Bă, dar trebuie să spui la toată lumea, mă. Păi toată, că toată lumea râde de noi, că... Bă, lasă, mă. Lasă, băiatul meu, nu mai fi supărat că să mor în chin și în cancer, dar nu, oricum, tu ești cel mai frumos dintre ăștia. Vreau să mă mulțumesc, sărbună. Așa, lasă asta. Hai să vă zic frățiorii ce-i cu... Spune frățiorul. Era pe acolo, pe la banc, trecut pe acolo, voiam să depun niște bani. Și am văzut-o pe acolo că se chinuia să vândă, să facă banul, știi ce zic? Așa. Și ce m-am gândit eu, băiat? Nu vreți să-i facem o ofertă, ceva la femeie, că... Pare... Da. Sunt și ofertabile, să mor în cancer, dar nu sunt. De nu ți-aș face numai oferte toată ziua. Ce să zic? Zice și voi dacă vreți, ne băgăm în asta, zice. Noi mai că ne băgăm. Ok, am înțeles. Ia zi, mama aia. Poți eu deja o... Cum să ți examinez? Mă mâncați aș pula ta, poți să-mi zici fă. Sau Tanța. Că mă mai cheamă și Tanța. Bine, Tanța nu spune toată lumea, mulți îmi spun fă. Dar nu sta așa bătrână, deci nu poți să-mi zici mama, e momentan am 41 pic de ani, dar vârsta nu se spune. Bine, fă, Tanțo. Ia zi. Te luăm cu mașina, te ducem undeva, o probă alea și... Aoleu, ce probă, băiatul meu? Fii atent ce mă gândeam eu. Că, na, m-am zis. Dacă vrei să faci bani, că ai zis că vrei să faci bani, da? Păi cam faci așa. Faci bani și rapid și ușor, o să-ți și placă. Cred că o să-ți placă maxim, că dacă ai zis că ți-ai răpostat bărbatul. Știi? Aoleu, mă pui să-i îngrop. Bună ziua, domnilor. Te pun să trezești morții. Dă-i bă drumul de aici, bărbosule. Stai că m-a trimis de la biserică, Papadopol. L-a trimis de la biserică, du-te spăla ne-i în pizdă. Ai venit să cercești bani. Hai, spăla-i în pizdă pe Tanța, dă-i drumul de aici. Dați-mi și mie bani pentru biserică. Ia la pulă. Gata, bă, gata. Gata, acum plec. Ia la pulă, spăla. La vardrațe și pe tine traversi scriptul. Nici cu Dumnezeu nu e bine. Mama, au nebunit pohăiții. Așa, fătanțu, ia zi. Te băgăm? Sau vrei să faci banul ușor? Avem și grijă de tine, îți dăm să mănânci, te îmbrăcăm. Îți crești și tu copilul, să-l crești mai ușor, să nu te mai chinui. Câți ani are? Mam, 41 de ani, dar nu contează. Copilul. Copilul meu? Da. Nu știu că nu l-am întrebat. Să mor în chin și în cancer, dacă l-am întrebat, n-am vrut să-mi spun. Tu nu știi câți ani are copilul tău, fă? A, bravo, mă, că tu știi câți ani are fitul. Păi, dar nu am. Hai bine, lasă, zi despre ce-i vorba cu jobul ăsta. Lasă asta, deci fii atentă, te luăm, te îmbrăcăm frumos, avem grijă de tine. Și te fut în travestitule! Să-l omoare careva pe ăla, vă rog eu mult. Frățerii. Păi, dă-i drumul de aici. Dă-i drumul de aici, dacă nu bagă să am o informație pentru voi. Mă, du-te să ne iei informația ta. Ne dai mai târziu. Băi, vrei să-ți dau informații în gură acum, sau? Documente, da. Păi, pleacă de aici. Vă urmărește cineva. Pleacă de aici. Marge. Deci, te îmbrăcăm, te avem grijă de tine frumos, faci banul gros, să-l crești pe fitul, să-l crești mai ușor, da? Nu contează că ești operată de roșu în gât, că... O să fie oamenii miloși, le zici, eu sunt operată de roșu în gât. Hei, ce vreau eu să faci? Te ducem frumos, te lăsăm într-un loc, în două, și trezești și tu mortul la băieți, înțelegi? Aoleu, m-am prins ce vrei să zici, să mor în chin și în cancer. De-aia zic, tu vrei să fie scorta noastră. Măi, eu am avut roșu în gât, mie că se ia. Păi mai contează că se ia, că nu se ia, tu să faci banul, ce te interesează pe tine că dai roșu în gât mai departe? Păi îmbolnăvezi lumea, măi, și după aia nu mai e doar roșu în gât, e și roșu în alte părți. Bani? Hai, fă tanțul. Ce trebuie? Hai, fă nebun. Hai să vedem ce e și mai vedem pe parcurs, hai. Deci te luăm la probă? Hai la probă, că și așa aveam și un pic de chem, vrei să te mint? Hai, vino cu mine, băieți, vă țineți pe mine, frățieri. Vă țineți toți, mă, că pe toți vă vreau. Hai, domnișoară Tanța, hai să mergem. Lasă că discutăm noi la locul... La locul faptei, ca să zic așa, ce o ducem acolo, da? Da.
Măi, eu de mult vreau. Aolo, să mor închis și în cancer de nou. Bine. Am avut noroc, am avut centura. Hai cu vete. Hai. Ce s-a întâmplat? Eu de mult vreau. Aoleu. Mergi cam brusc tu așa. Da, iartă-mă pe mine, ce merg mai... Nu băiatul meu, că-mi place, mă excit. A, te excită, am înțeles. Da, mă nu, excit. Că nu te excită magia, te excităm când ajungem acolo. Da, mă, eu de mult am vrut. A vrut și primul să mă dea la produs, da? I-am zis că nu acum. A, e și mare fitul, duce pe el capul, dar da, să se ducă la produs? Mă, nu știu să mor eu. Cred că are vreo 12 ani, 13 ani, nu știu. A, e de mult oricum, s-a născut de mult. Afacerist de mic, văd. E, da, afacerist de lung sânge, seamănă cu tasul, de-aia a murit tasul. Aha, dar afacerist ce era, a? Dar afacerist, lucra la un abator. Lasă, fă tanță, că o să-ți meargă cu noi. Noi suntem afaceri și profesioniști. Așa se naște Dumnezeu la toți. Asta zic. Mamă, nu mai, abia aștept că mă uit așa la tine. Că pentru vârsta ta e un corp de... te îngropăm în bani, tanță. Hai să vezi cât te știu să fac. Gura asta nu vorbește degeaba, să mor. Păi îți mai ține acolo pentru tine să ne surprinzi și să te luăm, știi? Deci eu fac Diptro. Cum? Diptro. Diptro, Diptro ăla, băiatul meu, mi-e se bine. Da. Păi abia aștept să faci Diptro de ăsta. Să-i surprinzi și pe băieții mei, că săracii... Sunt pe, știi ce zic, pe pauză de ceva vreme. Le arăt eu lor. Să mor închis în cancer de nou să mă pomenească. Să așa să dea domn. Și cu operația asta a fost nasol sau? Mă, băiatul meu, de ce să te mint? A fost rău de tot. Eram mai mică, nu știu câți aveam. Vreo 38 de ani, ceva de genul. Eram foarte mică, oricum. Așa. Da, mă, și am făcut roșu în gât, tot așa, am luat mult, înghețată mult și am făcut tot așa, dintr-o d-asta cu înghețata, că mi-e plăcea mult înghețata de fructe. Așa, așa. Și na, am făcut până la urmă roșu în gât, băi, și m-a ținut să nu-ți exagerez, cred că vreo 3 zile să mor. Aoleu, ai rezistat? Mă simțeam că nebunesc, deci eram cu fiul în casă și nu puteam deloc să țip la el, că mi-mi place să mai țip așa la el, degeaba, chiar dacă doarme. Am înțeles, așa. El mai mult doarme, că s-a înhăitat cu unii și să moară băiatul meu de nu bea în continuu. Păi de aceea de la 13 ani bea în continuu. Mă, acum că avea 14, nu știu, că ți-am zis, băiatul e de mult, s-a născut tot de mult. Da, e de mult, de mult, ce să fie vreo 20 de ani de când s-a născut. Oho, poate chiar mai puțin. Aha, da, mă, stăteam cu băiatul în casă și nu mai puteam să țip la el deloc. Și mă gândeam eu așa în mintea mea, fă tanțul, dar ce-i avea? Ce-i avea? Cum ți-ai dat seama? Păi eu mă mai uit în oglindă așa, că vreau să văd dacă mi s-a lăbărțat gâtul. Că așa simt eu uneori, că mi se lăbărțează gâtul. Am înțeles. Și se lăbărțase rău, a? Mă, băiatul meu, ce să-ți spun, s-a umflat și s-a făcut așa roșu, zici că era, nu știu, roz? N-am mai povestit așa ceva. Nasoală cu boala asta, eu n-am avut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, bunuțul, eu n-am avut roșu în gât ăsta, dar... Doamne, am auzit că e mai rău dacă faci altă culoare, că e pe grade și astea. Aole. Și care e la nasul? Nu știu, am înțeles că maro. Dacă faci maro, ci că e semn rău. Aole, Doamne, ferește, să nu o dai în maro, făi că avem nevoie de tine. Asta zic, să mor închis și în cancer, să mă vezi la pușcărie, de nu? Mi-o fi o frică de marou ăla. Păi nu, că cred că se tratează, știi, cu asta, că... Ai încercat tratamentul ăsta cu ciocare? Bă, băiatul meu, l-am încercat, să știi, și mi-a fost un pic mai bine, dar nu știu ce să zic. Frățior. A mea așa, mi se pare că suntem cam urmăriți, deci tu puțin mai tare. Ok, gata. Dă-i blană, băiatul meu. Îi dau blană, făitan, să-l ținte bine. Să nu te uzi prea rău, te rog frumos, că mi-mi faci scaunele mâci. Îmi place cum se aude mașina asta, zici că e o piesă așa frumoasă. Ratatatatata. Ratata. Da, așa, tanțo, că trebuie să scăpăm de urmăritori. Ah, cum conduci tu, mi-aduci aminte de bărbatii. Aolo.
Și el avea tot așa o mașină de-asta bengoasă, nu știu ce era, Lada. Oh, ce e aia, Tatsu? Păi Tatsu, tu faci mișto de mine. Mă, să mor în kitchen ca ce drag avea Lada roșii. Păi și tu compari căcatul ăla de mașină cu Porsche-ul meu? Păi bine, mă, cu mai mulți ani nu mai era chiar așa, băiatul meu. Era cine avea mașină de-aia, era sărac. Am înțeles. Hai că am ajuns și la... parcare. Mersi, mersi. Am transpirat la buci. Cred că te-ai udat. Aoleu, te-ai udat ca una pe una. Da, păi i-am și zis să se ude mai încet, că... N-am chiloți, să mor în chin dacă am... Să mor în chin și în cancer dacă am chiloți. Uite frotanță, mai repede, hai, mișcă buci. Să le faci poftă la băie stanță, mișcă din bucile alea ca lumea. Ca să bălească după tine, să dea ca surzi în clopă. Ia uitați-vă mă la curul meu cum face când merg. Aole. Uite cum sar bucile, să mor închis și în cancer. Da, așa că parcă... Noi n-am mai trecut pe aici, noi pe aici a venit să bem, știi? Dar aveam noi saltea pe aceea, dacă vrei saltea. Dacă nu te pune băieții pe masă, iau-te pe masă, pe scaune, pe ce vrei. Hai fă. Pe saltea, pe masă, pe scaun, în picioare, nu contează. Ia uite, avem aici tot ce vrei. Frumoasă casă aveți. Trag da, saltea asta mai încolo. Mersi. Nu, ți-a zis, noi aici venim așa, decât să bem, să ne distrăm, nu... Bă, dar e cam ceaț. Aici cred că da, fumați mult. Se fumează mult aici, da. Eu nu fumez, că ți-am zis, am avut roșu în gât. Ia stai așa puțin. Fă tanț. Ia zi băiatul meu. Pă canapea îți place? Pă ce vreți voi mă? Pă ce vreți mă am înțeles. Păi Carlos. Da frate. Ia zi frățiorul meu, te bagi? Ia zi Carlos, mâncați-a și pula ta. Ia uite-o cum e, e de nerefuzat. Uite ce curam, uite-te la el. Enrique, ia zi, te bagi și tu sau? Enrique, sparge. Ia uite. Ți-am găsit doi. Îți place cu doi sau vrei mai mulți? Mă-mi place, dar să mor. Pe... Să mor, dar nu-mi place. Păi ia asta, ia... Apucați-vă și voi de treabă pe aici. Imediat. Arată-le și tu ce știi. Arată-le de mișcările, că mi-ai zis bine niște... Mi-ai zis niște vorbe de alea, că gura ta nu vorbește degeaba, că... Să-ți umple băieții. Stai că mă pun la negru tău. Negrule, vină cu amă. Păi da, amândoi sunt negri. Amândoi suntem. Da, eu vei. Cine vei stă în spate? Este o față, este o față. Hai, gata, v-ați găsit. Vă puneți acolo. Eu mă duc să dau un telefon între timp. Bagă, mă. Poate... Nu mai mă... Mai nu mai mă împinge de camă, să mor închis și încaci. Aolo! Băi, mai... Aolo, pe negru ăla, ce bun e. Aolo, negru. Aolo, negrule! Bagă ciucanul, bagă! Bă, tu ăsta... Mai ușor, frățiorul cu omori! Da, ce facem? Negru din spatele meu, ai băgat și mâna băiatul meu! Taci acolo, taci! Hai, Carlos, dă-i mai tare! Dă-i, dă-i, dă-i! Carlos, nu da la operație, mâncați-a și pula ta! Nu da la operație! Aoleu! Păi ce mai face schimb? Lasă că-mi place! Hai, Carlos, ce faci? Ai obosit, mă? Aoleu, aoleu, Carlos, 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 Carlos! Ăsta dă-mi-o de-aia la gură, cum te cheamă? Ăla-i Carlos! A, tu ești Carlos! Mamă, bine mi-o dai! Da, eu fă... Și tu, eu credeam că ai băgat mâna. Nu, nu, nu. Enrique, cam le ceu, tata. Sunteți tanci. Hai să mai luăm un pic de pauză, că mă doare genunchi. Bă, da, bun, bă. M-a luat pe mine transpirațiile, că m-am uitat la... Bă, m-a luat genunchi, bă. Asta a fost încălzirea. Da, m-am încălzit să mor în chinci în cancer. Uite cum curge din mine. Toată transpirația. Da, așa că frățiorii poate mai mult, nu așa? Aolo. Bă, e bine că sunteți frați, bă, și că nu vă supărați. Păi ce să...
cum să ne supărăm noi, Doamne ferește. E vorba aia, Fabinia, pe primul loc, nu? Bă, dracu, dar să nu mai zici tu la toți, că s-a adoptat. Hai mă, lasă, nu fi supărat, că eu n-am fost adoptată și nu sunt supărat. A. Hai, care urmează, că m-am încălzit așa? Uite, tu trebuie să fii fericit că ai fost adoptat. Ăștia l-ați de acum. Hai, băieții, bagă-te. Hai, bă, nu vă fie de fericit. Bagă-te că eu salb. Păi ce, bă? Are mâini doar tu dacă e, că-ți faci ție ceva bine. Ia, ci arată ce știi să faci, hai, că dacă mi-a venit mie rândul. Ia zi, cu ce începe? Cu gura sau cu... Ia vezi. Mamă, păi stai așa să-mi iau și eu poziția, ține-te bine. Ține de păr așa, strângel. Mă țin, stai să scuip. Stai așa. Așa. Dă-i. Ia vezi. Aolo, cât ai șarpel. Bă, dar tu ești negru de la originalul. Ia vezi, ia uite. Fac dictro de ăla, ți-am zis. Aolo, mamă, ce dictro. Mamă, fețiorii. Mamă, la măseaua, dă minte, acolo. Ia, dă-i. La operație, puțin. Aolo. La roșu gât. Roșu gât. Aolo. Mamă. Aolo. Bă, când termin să mă anunți. Nu termin. Mamă, dar chiar că ai gura. Chiar că nu vorbeai degeaba. Vezi că am gâtul larg. Văd. Că mi-a alunecat o mână pe acolo, bine că ne-ai simțit. Oh, ce schimbă o să moară aia, mici frățiorii! Am ajuns în rai! Mă, nu prea mai pot să respir. Hai, ultima dată! Bine, rău de tot! Gata! Gata, mă ridic să mor! Aoleu! Frățiorii, șervețele, ceva, vă rog eu frumos că nu mai ai, mamă. Gata, te-am făcut. M-a terminat. Te-am făcut. Dă-i pe cărpa aia pe masă, vezi că e o cărpa pe... Dă-o, pas... Ia zi-au de jos. Bă, eu cred că-s bun, să mor în chin și în cancer, dar nu cred că v-am făcut. Ce bună. Ce bună, că ești numărul 1, să moară aia mici, faci la bani, acum o să te îngrop. Ia zi frățiorul, tu ia uite-o pe asta, uite ce privire am. Lasă-mă. Uite-te la mine, să mor în cancer din tot, ia uite. Mamă. Ia uite-mă. Mamă. Jinko? Mamă, numai că... Mi-o dai frățiorul și tu? Lasă-o, băi. Mai vrea careva, mă, că eu mă pun, ia uite-mă. Uite frățiorul, ai, bă, ăsta adoptat. Lasă-o, bă, ce am nevastă acasă. Adoptatule. Are, bă. Ia uite-mă, că nu am. M-a dus să bag o țigare, mă. Uite-te, mă, să mor eu. Ia uite frățiorul, ce trebuie. Ia uite sfârc pe ea. Să moară ea, mici. N-a vrut, mă. Nu vrea, nu vrea. Ia uite, mă. Bam, bam. Ce fel de... Te ești pe dos sau ce? Ce-i cu tine? Bă, eu credeam că ești la mișto, mă. Bă, dar mă faci la... Faci de rușine de față cu domnișoara. Aia, mă, nu te emoționa, uite aici. Da, mă, hai să mergem să... Că eu și așa, e prea târziu, vreau să mă ușu la copil. Că iar s-a îmbătat al drecu, sigur. Bine, fătanțu, hai stai așa să-ți dau. Dacă tot ai fost femeie, ne-ai făcut bărbat și pe noi. Hai să-ți dau și după o vreme așa de lungă. Mai îmi dați încă o dată? Eu nu-i dau că... Mi-a plăcut, dar... Nu ți-a plăcut? Băi, Batic, ia vin omul. Uite, ia de aici ăștia de la mine. Am zis că mi-a plăcut, că ai făcut treabă. Aolo, $5. M-ai scos din foame, băiatul meu, să mor. 5 lei. Da. E da 50.000. Eu când era bărbatul meu în viață, Dumnezeu să-l odihnească acolo sus. Avea mărci și dolari. Avea... Da, mă, ți-am să avea Lada, era bogat, dă-l în sânge. Da, că mi-a zis, avea bărbatul mare Lada. Avea Lada, da, roșie. Ia fă de la mine, zice. Enrique, dă-i și pe ăsta, dă-mi acolo. 10 lei. Bravo, băiatul meu, de nu-mi cumpăr o grămadă. Așa, așa. Ce să mai codăm? Ia zi, începi sau nu? Că noi te-am acceptat. De când începi? Hai la treabă! La treabă? Aia zic, hai să mergi, că... Vorba aia, mai aveți și niște afaceri de făcut. Hai, să vină bănuțul că trebuie să iau și lua la micu. I-am promis că iau un joc de la pe televizor. Da, așa că eu mă duceam la aer. Mă, unde mă, băi, m-am pierdut? Aveți o casă mare și frumoasă. Fă-i dreapta. Gata, fă.
Da, mă, i-am zis lui Fimiu că ia un joc de la pe televizor. Dar el e și prost, că noi n-avem televizor să mor în cancer. Aoleu. Lasă, fă, Tanțo, că o să faci bani și de televizor și de jocuri. Mă, dar voi toți vă aveți mașini de-astea așa, aurii? A, ce mă, că ăștia sunt fraier, mă, că și-au pus capota pe mașină. Eu am tăiat-o direct cu flexul. Ia zi, tot cu mine vii sau te duci cu... De care ți-a plăcut cel mai mult? De tine, băiatul meu, că ai văzut că te-am și terminat frumos. Am văzut. Mă, că ești pis de aici, e facil. Hai, frățiori. Te-am zis, mă, îmi place că mă simt ca în Lada. Ca în Lada să te simți, da. Asta e Lada, dar mai scumpă, știi? Așa s-a auzea și lui bărbatul meu mașina. Dar după aia mi-a zis că el avea toba spartă. Păi, dar mie nu e toba spartă la mine, așa se aude ea. Ei, are ea ceva la motor, că nu se auzea așa degeaba. Are cai, mulți. Eu am fost cu un mecanic și am învățat de la el meserie. Da, na, știi, de astea cu mecanici, cu mecanisme, cu motoare, cu reparat, a... Știu să suflu jigler, să... Vai da, de așa că mi-a alunecat roțile. Nu, că mi-am pus centura, am văzut. Da, bravo, e bine atunci. Știi, e bine că știi să sufli în jigle. Dar știi cum știu să-ți... Hai de viața mea, de nu suflu, dar și trag. Am văzut cum tragi din jiglerul meu, dar apoi cum sufli în ăla. Dar și tu l-ai pe jigler, adevărat? Acum și tu. Dar tu înghiți așa că eu n-am văzut, adică eu nu mi-am mai dat seama, știi, după ce... Ai înghițit sau mi s-a părut? Păi n-ai văzut, s-a dus direct pe gât în jos. Aia, eu credeam că mi s-a părut, că m-am simțit direct ca în rai așa. Nu e ca în gâtul larg și la mine se duce direct, eu nici nu trebuie să mă chinui să înghit ceva. La mine cade direct, e ca o groapă. Da, păi e bine atunci. Așa îmi spunea bărbatul meu. Fă, Tanțu, ești ca o groapă. De ce? Că... Îmi spunea bărbatul meu, fă, Tanțu, ești ca o groapă. Că na, aveam gâtul mai ca o groapă, așa. Am înțeles. Dar e pe motorină mașina asta? E pe motorină. Că scoate fum. Ți-am zis, am fost cu mecanicul ăla, bun. Da, păi nu, că asta nu e normal să facă, o să trebuiască să oprim acia puțin și te duce un frățier. Mă opresc, mai vorbesc și cu el. Așa. Du-te la un frățier pe aici. Ce să fac, bă, mi-a luat-o motorul razna de la cât de bine o face tanță. Stai că mă duc la asta care e... Care are mașina asta. Topabilă aia. Să mă simt și eu femeie, dă-mă drec. Fii atent aici că dacă... Poți să te pui așa în genul, pe scaun și zboară păr așa. Hai, las că merg așa, că nu mai vreau să dau în genul, că ți-am zis că mă doare genunchiul, ce drec? Aaa, înțeles. Aolo, dar îmi place și mașina asta. Păi îți place, nebun. Ce ziceai că avea bărbatul un alt Lada? Da, mă, bărbatul mi-avea o Lada roșie. Tot așa, bună, rău de tot. Și s-auzea cum s-aud mașinile astea revoastre. Era ta-ta-ta-ta. Bine, dar a lui avea toba spartă, înțelegi? Și acum ce zici, te duci acasă sau merge să căutăm niște clienți așa? Mergem la treabă, băiatul meu. Păi da, mă duc doar cu 15 lei. Ce păi, da. Nu mi-ajunge nici de o bere și 4 țigări. 150 de mii, ce dracu faci cu ea? Păi asta zic. Eu ți-am spus, la mine a avut bărbatul meu și mărți și dolari, că era bazat și el. Da, am înțeles. Hai că mergem pe la fraiere ăștia, că ăștia dau bani, mă, sunt. Mergem, dă-i în sânge. Acum? Că avem noi fraierește cu afaceri din Germania, din astea. Și îi bagă pe toți săracii, ia la muncă și le dă 500 de mii pe zi. La casă, 500 acolo. De mii pe zi? Păi da. Dacă primeam 500 de mii pe zi, eram cea mai bună, era Tanța Suprem. Acum să vezi câți bani faci, 500 de mii faci în 10 minute. Așa. Dar sunt și bună, mă. Păi fraierii ăștia să-i vezi cum termină ăștia 2 secunde așa. 500 de mii face acum, hai pe grei de-n Îi spuneam lui fratele ăsta al tău negru,
că bărbatii meu când trăia, Dumnezeu să-l ierte, bată la arglaba, îmi spunea danța gaura, pentru că aveam ca o gaură în gât. Aaa, mă înțeles, alunecă ușor? Ia, ia vezi la fraieră. Ia zi, îți place de el? Băi, pantalon! Da, da. Ce faci? Uite bine, mă plimb tu ceva. Băi, stai așa. Ia stai. Hai că stau. Băi, dar ce păr frumos ai. Da, e gazon. Nu vrei să facem ceva? Nu, no, nu. No. De ce? Că nu mă simt pregătit. Ești pe invers, să moară băiatul meu. E pe invers, bă! Haide, eu să fugim de aici. Cred că și tu ești pe invers. E bulangiu. E de la, mă, că... Te dai în cur cu bărbați. Nu știi ce ratezi, băi, handicapat. E femeie, băi. Te dai în cur cu bărbați. Să, bă, bă, numai de ăștia, mă, sunt. Mă, să te dea în cur să mor în chin și în cancer, că ești eu după față. Eu tanto să fiu sincer, n-arăți rău, că ești... Femeie în toată firea, dar eu am nevasta acasă, nu... Eu da, mă, băiatul meu, te înțeleg, te respect, te pup la coaie, asta e. Data viitoare. Băi, frumosule. Bă, băiatul. Ia vezi ce ce frumos asta aici. Ce zici? Ce ia vezi ce ce frumos asta aici. Ce faci? Bine, de ce? Ia, nu mergem și noi un pic mai încolo să facem ceva? Nu. De ce, mă? Apa asta. Ai dă un sânge, că nu află. Motoretă? Da, bă, da. Nu află, mă. Vino aici. Hai bine, că știi și bulangiu. Și ăsta e bulangiu, mă. Ia vino la motoretă aici. Motoretă, ia vezi la asta. Oooo, ia zi. Ia zi, băiatul motocicletă. Aolo, da cu mătă. Ce faci, mă? Mamă, ce barbă frumoasă ai. Da crățiori la Willis. A, doar. Zic cu mătă ce vrei. Vorbește și tu cu... Fetețul ăsta. Ce să facem cu locul? Mă, nu știu, mergem și noi mai încolo, facem și noi ceva, dai și tu un ban, dau și eu o gură. Aolo, ce-ți costă, domnule? Nu știu, vorbește cu băiatul ăsta frumos, cu creasa de aici, că ele are cu prețurile. Ia zi, frate, mă. Hai, doru. Albinuță, dar ar mașina peste tine, albinuță. Da, spune din gură, pleacă de aici. Nu vreau, mă, nu vreau. Vrei să te bat? Ia zi, vrei eu una mică sau una mare? Doamne, urăte, ești mutant. Una mică, hai încoace. Ia... Sora mea, nu te supăr, ai, pe, ai crescut la Cernobâl. Pleacă, dracu-te. Săracule... Hai, ia-ți motorul și vine după mine, că te rezolvă imediat, fata. Tu știi ce treabă face? Bă, băiatul meu, mie mi se spune danța gaură. Genco. Să zici. Da. Hai, auzi. Păi stai să vine ăsta, că i-am găsit el. Trezi tarifu să mă dă să scot din bancă. Fii atent, facem pe... Post? Post, puțin. Tu ce treabă face? Ce extra? La 70, bine. Hai la 70, fugi. 70, dar nu finalizezi. Cum adică nu finalizezi? Băi, e 100 boss cu finalizare. A, 70. Tu ai făi tanță, du-te. Hai, tanță, că l-am făcut bătrâie. Mergem undeva sau? Travestitule! La Willis, la Willis, băi, prețiorul. Ai auzit? Da, da, da. Așa. Stai să vine fraier. Are bani, dă-l în sânge, că are bani în bancă. Da. Hai, coci. Bă, caga mine în spate. Bă, caga mine în spate. Haide, vino la mine mașina mai repede. Cu bătre. Hai, o dată. Aolo, băi. Aolo, deci dacă finalizează ăsta, să-i cer mai mult, dracu. Vine, mă, gagiul ăla. Hai, e la frate meu în mașină, în spate. Ăștia spun de mine că-s travestită, linge m-ar în pizdă. M-au prins și mai răgușită. Hai, coci. Băi, cum e trebuie, dar sper că nu are boli și de-aia. N-are, băi. N-am, mă, nicio boală, sunt sănătoasă, mi-am făcut de-ala. Hai, veniți aici. Toate analizele. Hai, că... Dar sper că dai bine din tot muncile alea. Da, băiatul meu. Băgați-vă aici, aveți... Cât timp termină?
Mă termin în 30 de secunde, l-am terminat. Aolo, dacă mă termin tu 30 de secunde, îți dau mai mult. Bani, vin la mine, da? Genco, hai de aici. Băi! Genco, hai de acolo. Treci în spate. Aolo. Treci în față aici, în față, băi! Aolo. Hai! Stai să scuipi, că aveam gumă. Aolo. Mă, nu mă împinge de cap! Aolo. Iisus. Bă, dar e un miros ciudat aici. Cocaine. Bagă acolo tu. Bă, dar fute urât. Unde la mișu, bagă acolo. Uite tu. Ia, să fii atent în fază, ia uite. Aolo. Hai, gata, hai. Gata, că ai plătit 70 de lei, hai, 700 de mii, atât, gata. Aolo, păi nici jumate nu mai termina tot copilă. Hai, tărțu, gata? Gata, stai să mă ridic, mă doare genunchi. Cu bătrule, dar păi ce-o fost asta cu bătrule? Păi ai vrut pachetul scurt. Ai plătit 700 de mii. Hai. Hai, că cum îți dau cu bătrule. Să nu uiți, mă cheamă Tanța Groapă. Apoi ce groapă ai acolo, Liju, bă, Mir? Ai văzut? Nici aici. Nu mai vede când deschide în gură. Cuvântul ăi, stai să te întrebi. Ia zi ceva de dezvoltare, nu aveți aici, să vă văd așa mai... O avem pe Tanță aici, face o treabă excelentă, dacă mai vrei, știi unde mă găsești. Și altceva, cum vei te mai găsești? Aici. Hai, eu plec de aici odată. Ai dacă terminat, plec. Băieți, bă, băi, mă lăsați pe mine undeva acasă, că... Și așa, mă doare un pic în gât, nu știu ce am. Uite aici. Bă, băie, să mă duce și pe mine acolo în spate, la Peco. Tanțu, e aici. Aolo, mersi mult, mă, băiatul meu, ești generos rău azi. Bă, băieți. Mă duceți, mă, și pe mine până la Peco ăla. Hai, Tanțu. Și cu banii luați, și fără motor. Și cu moia dată ce vei, acum. Hai că ți-a plăcut în groapă, băiatul meu. Unde ți-a plăcut în groapă, mă, românule? Supărat. Supărat sunt doar de ea, de... Are buci românul ăsta. Stai în sânge, unde stai, Tanțu? Lasă-mă la un magazin, băiatul meu, că iau ceva lui Fimiu ăla micu. Și o iau așa spre casă și o întâc. Au înțeles. Bă, bine că am dat de voi să mor închis și în cancere, că mă mai scoateți și pe mine din foame. Păi da. Poate ce într-o zi dau și eu de permis. Poate dai. E visul meu de când eram mai mică. Ce, să te plimbi cu mașina? Da? Sau nu, să ai permis? Să am permis, că nu aș vrea să mă plimb cu mașina, ce dracu. Am înțeles. Să-l las și eu așa, să-l arăt și eu la... La româncile astea, care mai stau eu de vorbă. Aha. Păi că ele toate au, toate are permis. Ia uzi mă, ale dracu. Păi în Germania și ele, îți dai seama. Dă-le dracu că toate caută pulă. Uite, du-te aici la Tantia Glaia, că... Mersi mult, băiatul face meu. Face sandwich-uri de-alea bune. Te pup. Să știi că hai, ne mai vedem, hai. Adevărat. Păi o să ne mai vedem. Hai. Vorbim și mâine, că mă duc și eu acasă, că ia uite ce am la gură. Du-te. Ia-ți niște șervețele de acolo. Te pup. Hai, noroc. Bă, da, mă, boșilor, mă, cam atât cu episodul ăsta minunat de azi. A fost exagerat de vulgar, deci stai să-mi iau și eu ceva de mâncare. A fost exagerat de vulgar, în dragi. Dar sper din suflet că v-a plăcut. Lăsați și voi un like. Un comentariu, un share pe story, pentru că dacă nu dați, e de rău. Mă bag și aici în spate să mănânc, că așa, acum, după posibilități. Da, ea a fost Tanța. Uită-te, Funko. Ea a fost Tanța. Vă pupă pe gură după tot ce a făcut. Și noi ne revedem data viitoare. Dă-te-mă întrebați. Ciao!